Un preot din Alexandria și-a însușit 5 milioane de lei bani din bugetul local și național destinați de fapt restaurării unor biserici. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Telorman, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Telorman, au dispus reținerea unui bărbat de 62 de ani din Alexandria, cercetat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și de lapidare cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată. Din cercetările polițiștilor a reieșit că în perioada 2016-2022, folosindu-se de calitatea de funcționar, în mod repetat și în scopul realizării aceleiași rezoluții infracționale, ar fi falsificat prin contrafacerea scrierii mai multor înscrisuri pentru justificarea unor sume de bani primite din bugetul local, respectiv național, ca titlu de sprijin financiar pentru reparații și construcții la lăcașurile de cult, al căror responsabil este. De asemenea, în perioada 2016-2021, în aceleași condiții, din sumele de bani obținute cu titlu de sprijin financiar de la bugetul local, respectiv național, și-ar fi însușit diverse sume din conturile bancare ale celor două parohii prin retrageri de numerar de la bancomate și de la casieria unității bancare și ar fi efectuat plăți pentru achiziții de bunuri și servicii în interes personal și pentru alte persoane, prejudiciul total fiind de peste 4.900.000 de lei. În urma administrării probatoriului față de persoana cercetată a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Telorman. Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Telorman.